Există locuri unde simplitatea ne dăruiește clipe de bucurie fără prea mult efort. Unde zgomotul se oprește, iar glasul naturii ne vorbește. Unde simțim că timpul nu se mai grăbește, ba chiar la o întâlnire întihnă ne însoțește. Și mesele pregătite acasă devin astfel un bun prilej pentru a petrece timp alături de cei dragi. Poate că stă în puterea noastră să ne găsim urăgați pentru toate acestea, iar noi suntem aici pentru a vi le aduce mai aproape. Bun găsit! Iată-ne din nou pe ulița preserată cu liniște și cu gânduri bune, gata să ne ofere noi povești de trăit și de descoperit. Pentru că suntem înconjurați de natură, vă propun să ne lăsăm inspirați de acest lucru și să căutăm în jurul nostru acele locuri unde putem găsi produse naturale de aici, din România. Astfel ajungem în Piatra Neamț, pe strada Calistrat Hogaș, numărul 7. Bun găsit, fetelor! Hei, bună! Salut, bună, salut! Mă bucur să vă întâlnesc. Știm despre voi că aici totul este natural. Magazinul este un magazin de tip zero waste, fără deșeuri, care promovează pe de o parte producătorii locali, care fac lucruri locale cu foarte multă pasiune, iar pe de altă parte lucrurile naturale, cum ai zis și tu, care nu conțin plastic. Noi împreună organizăm și un târg a producătorului local. Ne credem în oamenii care pot dezvolta local, care sunt mai chihniți așa și au un anumit rost în a face lucrurile și am încercat ușor, ușor să-i căutăm. Poate că la un moment dat, nu cred că și ei ne-au găsit pe noi, în evenimentul ăsta despre care vorbim, roditori, spune. Încercăm să-i aducem și împreună, să se formeze ca o comunitate, să se cunoască, de ce nu să aducă și ceva elemente de noutate în produs, în ambalaj, în abordare. Au fost producători care au renunțat la plastic, de exemplu. Faptul că îi întâlnim și pe rafturile magazinului e o continuitate a acestui târg, deja erau aduși împreună în fața oamenilor. Într-o mare de produse care au ambalaj de tot felul, e foarte interesant să treci de ambalaj și să ajungi direct la produs. Și cred că oamenii au nevoie de asta. E o nevoie de simplitate, de natural, de local. E nevoie să vezi omul de la care pleacă produsul. Cred că asta ne și place nouă extrem de mult, să-i cunoaștem pe oamenii din spatele produsului. Care sunt reacțiile până acum? Pentru că e primul magazin în Piatra Neamț. Sunteți cumva unici în zona aceasta. Impactul este foarte bun, în sensul că observăm că oamenii a doua oară vin cu propriile recipiente și înțeleg care este importanța și circuitul. Procesul este foarte simplu. Vii, iei borcanul, cântărești, apoi îl umpli și îl cântărești din nou. Și totul se întâmplă în maximă siguranță, adică noi îi ajutăm, suntem aici. Oamenii ne spun că vin aici și se relaxează, se liniștesc, pentru că, nu știu, cred că e un altfel de concept. E o varietate destul de mare, dar în același timp există și simplitatea lucrului. Și, practic, noi vrem să facem o referință a ceea ce a fost acum ceva timp, unde oamenii veneau cu propriile recipiente, își luau exact de cât aveau nevoie. Prețul este unul convenabil pentru că, dintr-o dată, se scade ambalajul și partea de marketing, și poți să iei un produs sănătos și să ți-l permiți. Cumva plătim doar conținutul, nu plătim și ambalajul, ce e extraordinar. Care e cel mai scump de multe ori. Noi acum ne-am dat seama. E foarte important să nu plecăm dintr-un magazin doar cu produsul în buzunar, ci și cu bucuria de a fi întâlnit o poveste, de a fi discutat, de a fi întâlnit o privire, de a fi făcut schimb de un zâmbet și iată că încă de aici începe pregătirea hranei sănătoase și pentru suflet, nu doar cea pe care o așezăm pe masă. Vă prezint niște producători dragi nouă cu care colaborăm și din alte zone. De exemplu, avem mai multe tipuri de făinuri din zona Vrancei, paste artizanale făcute de o prietenă de-a noastră și ele sunt colorate cu legume, de exemplu sfeclă roșie, leurdă, morcovi, hribi sau fructe de pădure chiar. Ce interesant! Da, sunt foarte interesante și sunt de mai multe feluri, fundițe integrale sau pene integrale, la fel făcute foarte, foarte, printr-un proces foarte natural. Aici mai avem
zona de produse chiar locale din zona Neamțului, sucul făcut de aronie, care este foarte energizant. Ulei presat la rece și organic dintr-un sat de pe lângă Iași, Oțeleni. Vin de trandafir, din Bicaz avem bere artizanală, care este foarte, foarte cerută. Sirop de trandafir, dulceață, șerbet, mere în ciocolată, făcut în zona Iașului, la fel și mierea de albine, dulceață chiar din zona Neamțului, zacuscă. Ei bine, ne-am umplut traista cu povestea locului în care am poposit. Dar acum să nu uităm nici de lista de cumpărături. Pentru o rețetă de pâine, cred că mă vor ajuta semințele acestea să o îmbogățesc. Ele merg foarte bine și în amestecul de făină, cât și presărate. Exact, și pentru gust și pentru decor. Da, 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 da. Mai ales dacă e pâine cu maia. Și spun de acum, dacă ar fi fost într-un ambalaj, nu arată la fel de bine. Da, clar, clar. Așa că din prima e mai bine să folosim porcan. Îți mulțumesc mult. Și acum la sacul cu făină. E un proces... Să te ajut? Da, dacă poți să ții. Relaxant. Că... Exact, e plăcut. Încă de pe raftul magazinului, până când vom scoate pâinea din cuptor, este un proces relaxant și plăcut. Așa. Practic, clientul intră în contact cu ingredientul. Mă simt ca și cum aș fi în podul bunicii și la fel îmi scotea și bunica făină și îi punea într-un sac asemănător. Practic, noi vrem să facem o legătură între... natural, ceea ce era frumos odată, cu ceea ce se întâmplă acum și care sunt tendințele în viitor. Să aducem produse cât mai curate, într-un mod cât mai sustenabil. Să vă fie de folos. Ia uite cât de seagă plină. Mulțumim tare mult, fetelor, pentru că ne-ați primit și că ne-ați ajutat să gustăm puțin și din povestea voastră. Și mai am o rugăminte. Pentru că sunt acum cu brațele pline de ingrediente pentru a pregăti o pâine. Dacă tot avem produse locale, aș vrea și o rețetă locală tot de pâine și cred că sigur ați întâlnit voi până acum pe cineva pe care ați putea să-mi recomandați să îmi fie de ajutor în a pregăti această rețetă. Da, am așa pe cineva în minte, cineva care chiar pune mare preț pe frământatul și coptul pâinii și eu cred că putem să rezolvăm. E o rețetă de pâine pe care tu ai cam gustat-o până acum. Am gustat-o, chiar aș putea spune că am și crescut cu ea. Așa. Și o recomand. Da. Merg pe mâna ta și ne mutăm în bucătărie să frământăm. Mulțumesc pâinea. Tare mult. Da. Ne-am întors cu semințele la datorie în bucătărie și așa cum am cerut recomandare la magazin, am ajuns să o întâlnim pe doamna Cristina. Bun găsit! Bine te-am găsit, Camelia! Vă mulțumesc din suflet pentru că Ana, le spunem și telespectatorilor, este fiica doamnei Cristina, ne-a recomandat să vă avem alături de noi astăzi pentru că a fost pofta inimii mele să pregătesc o rețetă de pâine de pe aceste meleaguri pentru că mi-am dorit să găsesc produse locale, naturale, dar și o rețetă tot de aici. Este o onoare pentru mine să vin să gătesc în bucătăria ta. Vă mulțumim! Și sper ca totul să decurgă ca la mine acasă. Pregătiți de notat rețeta? Pregătim maiaua. Sunt 40 de grame de drojdie. Îmi trebuie o linguriță de zahăr și un pahar de apă. De zahăr cu ou? Da, ca să pregătim maiaua. Sigur. Aici avem apă. Apa cum trebuie să fie caldă? Apa trebuie să fie caldă, da. Da. Să nu fie fierbinte, că atunci drojdia nu mai crește cum trebuie. O să pun o linguriță de zahăr. Eu voi fi foarte atentă, să știți, pentru că... O lingură de apă îmi trebuie. Vă ajut eu așa? Da, te rog. Aveți experiență? O să-mi spuneți când e o lingură. Atât. Și trebuie să frecăm foarte bine drojdia cu zahărul. Să arate ca o pastă? Da, să arate ca o pastă, da. Drojdia trebuie foarte bine bătută cu lingura de lemn. Acum completăm cu un pahar de apă. Măsurăm sau tot din ochi? Nu, tot din ochi. Măsura cea mai sigură. Dar pentru cei de acasă, un pahar de apă. Și acum o să punem un pum de făină. Pe care am adus-o... Da. Din locul despre care am tot povestit noi astăzi. Este o făină albă eco,
naturală, 100%. Da. Îmi voi pregăti mânecile, cum se făcea în bucătăriile bunicilor noastre. Bunicilor, da. Să știți că atunci când eram copil, mi-aș fi dorit să mă invite mama să intru cu mâinile în făină, așa că o să profit acum. Folosesc ambele mâini ca să fie pumnul mai... O să dau eu mai aproape. Să-mi spuneți dacă e destul? Da, o să mai pui puțină. Puțină, nu mult. Considerând că ai o mână firavă, un pumn înseamnă mai mult decât atât. Să știți că acum când m-ați îndrumat să iau făina cu pumnul și nu cu o lingură sau cu altceva, n-ai simțit ceva ce de obicei nu descoper când gătesc nici eu în bucătărie, da. Pentru că aleg să folosesc diferite ustensile, dar e ceva... Chiar simți că pui da. Mâna și da. E contact cu ceea ce faci. Și vă spun sincer, nu am întâlnit în nicio carte de bucate sau rețetă ce poate fi descoperită în lumea internetului să iau cu mâna, că voi simți această conexiune. Da, mă bucur. Așa că vă mulțumesc. Mă bucur, cu drag. Nu este un aliment sofisticat. Pâinea aceasta se compune doar din 3, cel mult 4 ingrediente, dar chiar trebuie lucrată cu suflet și cu multă răbdare. Atunci când m-am gândit că mi-ar plăcea să facem o pâine împreună, să și învățăm rețeta, vă mărturisesc, m-am dus cu mintea către cuvântul pe care ar trebui să-l avem zi de zi pe buze, pâinea noastră, cea de toate zilele. Și știu că și pentru dumneavoastră există o legătură aparte între pâinea pe care o frământăm și pâinea cea de toate zilele. Da. Cum vedeți legătura aceasta? Da, și mie îmi place foarte mult ideea de pâinea cea de toate zilele. Până la urmă știm că pâinea, cred că este singurul aliment care are o dublă semnificație. Este hrană trupească, dar știm că în timpul Sfintei Liturghii ea poate să se identifice cu trupul lui Hristos. Și pentru mine asta a însemnat extraordinar de mult. De la ideea aceasta am și hotărât să fac pâine de casă și de atunci o fac cu mare drag. Ei bine, dacă la finalul timpului petrecut în bucătărie vom avea masa plină de bunătăți, iată că și timpul în care gătim poate fi hrană sufletească prin gândurile pe care ni le împărtășim. Trebuie mai iaua bătută mai mult vreme cu lingura. Când simțim noi și când vedem că se formează bulele acestea de aer, este suficient și când se și încorporează foarte bine făina în maia. Trebuie să o lăsăm la odihnit în continuare? Da. Acum trebuie acoperită cu făină, luată... Tot cu pumnul, că tot acum cu pumnul, e atât de plăcut dacă... încât nu voi mai renunța la acest obicei. Și acum trebuie să se odihnească un sfert de oră. Cât timp dospește maiaua? Noi am început deja să cernem făina. Dacă avem timp și răbdare, ea ar trebui cernută de cel puțin 2 ori, ca pâinea să fie pufoasă și să crească frumos. Putem acum să vedem ce mai face maiaua noastră? Da. Wow! Eu cred că și-a triplat volumul, nu doar și l-a dublat. Da, asta înseamnă că deși a fost foarte bună. Înseamnă că i-ați acordat multă atenție și răbdare. Ca de obicei. Și dacă fac bine, încerc să vă ajut. Da, te rog. Exact cum ați spus, că ați încorporat mult aer. L-a și crescut, da, foarte da, repede. Da, pentru că ați frământat cu drag. Mă străduiesc ca întotdeauna să frământ cu drag, indiferent de starea mea de spirit. Dar eu știu un lucru despre dumneavoastră. Ceea ce se întâmplă acum e o premieră nu doar pentru că sunteți în fața camerelor, da, ci și pentru că de obicei preferați să fiți doar cu Dumnezeu în bucătărie, da, fără alte eu persoane. Eu și Dumnezeu, da. Iar acum sunteți cu telespectatorii Trinitas și cu noi. Care îi salut. Ce vă mai face? Trebuie să punem sare, o linguriță de sare. Imediat. Noi avem sare grunjoasă. Mi-e place să spun că mi-aduce tot așa aminte de copilărie. Da, la fel folosesc și eu. Pot să mai pui puțină, pentru că este 1,5 kg de făină. Atât. Și acum o să punem apă caldă, câte puțin. În jur de 600-700 de mililitri. Asta în funcție de făină. Dar noi amestecăm și ne dăm seama. Punem câte puțină și o să ne dăm seama până la final dacă... mai trebuie. Acum o să frământăm cu mâna și înainte de a frământa cu mâna, am eu un obicei pe care l-am moștenit de la mama.
să mă șterg pe mâini cu zeamă de lămâie. Mama așa consideră că înainte de a introduce mâna în aluat, trebuie să fie foarte curată. Până la urmă, trebuie să ne gândim că pâinea, cum am și spus la început, nu este doar hrană trupească, ea poate să fie și hrană duhovnicească, să capete și valențe duhovnicești. Și atunci este vorba și de o curățenie fizică, dar în același timp, parcă să zic, curățându-ne mâinile, ne curățăm și gândurile. Ce frumos! O să frământăm cu mâna, cam un sfert de oră. Putem vedea că deja e foarte pufos. Așa, da, aluatul. Este într-adevăr. El parcă simt cum crește și așa văzându-l la da, frumusată. Da. Se pare că făina este foarte bună, cum ți-a văzut și drojdia. Am menționat noi lista de ingrediente, însă e posibil să mai fie acolo un ingredient secret și rugăciunea. E foarte important da, atunci când frământăm și neapărat, când gătim. Da. Că și rugăciunea are rolul ei foarte important. Se regăsește și în starea de spirit a celor care vor gusta dintr-o mâncare da, pregătită cu rugăciune? Eu cred cu convingerea asta. În jurul unei mese pe care se pune o pâine de casă, se adună familia, se adună prietenii și în jurul unei mese se spun povești, nu? Se leagă prietenii. Se creează amintiri. Da. Care pot fi mai târziu și ele o formă de hrană sufletească. O formă de hrană sufletească, da. Noi adesea menționăm în emisiune această idee a hranei sufletești, pentru că până la urmă nu se poate una fără cealaltă. Și este timpul să o mutăm pe blat. O să presărăm blatul cu puțină făină. O mai frământăm puțin, o lăsăm să crească 10 minute și o frământăm cu ulei. Începe să se desprindă de pe mâini și mă gândesc că este suficient. O lăsăm puțin să crească până să-i punem uleiul. Eu asta știu de foarte multă vreme, de când m-am apucat eu de prima dată de făcut pâine. Înainte de a-i pune ulei, o lăsăm să crească doar în stadiu inițial. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. După cele 15 minute, am bucuria să adaug uleiul. Da, două linguri de ulei și frământăm atât. Dacă n-ați fi aici lângă mine, la cât de bine arată aluatul în această etapă a frământatului, eu l-aș pune la cuptor acum. Este bine să nu sărim. Da, doar spun că arată foarte bine. Da. Și mă gândeam că făina pe care am descoperit-o la magazinul nostru natural a avut un rol important. E într-adevăr foarte bună. Răsturnăm din nou aluatul. Wow, acum am făcut o tumbă. Ce frumos este. S-a rostogolit aluatul. Da. Și dacă s-a rostogolit, e de bine. Acum trebuie să se încorporeze uleiul. După ce ați strudit atât, punem aluatul la dospit. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Știu că aveți acest ștergar special. Da, care are pe puțin 100 de ani și pe care l-am primit de la o doamnă foarte dragă nouă și nu poate să lipsească dintr-un moment atât de important. Și acoperim pâinea, am pus-o în covată după ce am frământat-o cu ulei și o punem la crescut. Ea ar trebui să crească o oră. Important este ca ea să-și dubleze volumul. Doamna Cristina ne-a dus o surpriză de acasă. Da. Nici mai mult, nici mai puțin decât o minunăție de cozonac de post. Asta înseamnă că mi-ați dat ocazia să mă auto-invit la dumneavoastră în bucătărie într-o ediție viitoare pentru a vedea da, atunci cum se prepară asta. Rețeta. Momentan doar ne vom bucura, e o surpriză și pentru echipa noastră, dar... Da, eu l-am pregătit cu mult drag pentru voi. Dacă noi avem bucuria acum să descoperim gustul cozonacului pregătit de doamna Cristina, vă promit, dragi telespectatori, că într-o ediție viitoare revenim și cu rețeta. Așa să fie. Wow! O promisiune de onoare. Nu pot să țin doar pentru mine ceea ce îmi văd ochii acum. Da. Arată extraordinar de bine. Da, îmi place și mie cum arată. Și e de post. Asta înseamnă că sunt mulțumită de munca mea. Da, și e și normal pentru că faceți cu drag și... Da. N-are cum să iasă altfel decât foarte bine. Da. Este delicios.
Știu că e de post, dar are un gust de parcă nu ar fi recunoscut lucrul acesta. Da, și gustul de ciocolată, dar mai mult decât orice, simt bucuria pe care ați avut-o în suflet atunci când v-ați gândit la noi să ne faceți această surpriză. Mulțumim tare mult! Profităm de timpul pe care ni-l oferă dospirea albatului, în jur de o oră, depinde cum evoluează. Eu am tot tras cu ochiul și arată foarte bine. Să pun în șurbleasă volumul. Exact. Să specificăm o dată asta. Și în acest timp, doamna Cristina a venit cu o propunere de rețetă, o rețetă care acasă, la dumneavoastră, e cumva tradițională de câte ori aveți pâine caldă în casă. Da. Ce ați vrut să pregătim? O ciorbă de roșii din suc, preparat de noi astă toamnă, pe o ploaie torențială. Și a ieșit foarte bun. Un suc de roșii pe care știu că l-ați pregătit alături de părinte. Da, împreună. Trebuie să împărtășesc în prima impresie. Miroase a roșiile coapte bine, bine. Coapte bine, da. Toamna așa, aproape când da, e da, anul timpul cel mai bogat. Acum vreau să vă ajut cu supa. Bănuiesc că prelucunem pe foc, la foc mare, foc mic? De potrivit. Potrivit. Perfect. Ca să sotăm legumele. Mie nu-mi place să le prăjesc. O să picurăm și puțin apă la un moment dat, ca ele să fiarbă așa puțin în habur. După ce aluatul a crescut mult și bine, a venit vremea să-l pregătim pentru cuptor. Vă rog să ne spuneți puțin și despre tehnica de pregătire, de împăturire. Da, iau aluatul din covadă, îl aplatizez și îl răsucesc până să-l porționez. Pentru că ați lucrat cu multe tipuri de făină și cred că îmi puteți spune și cum e făina pe care am ales-o astăzi. Este extraordinar de bună. Este prima dată când lucrez cu o făină vrac. Chiar este pentru prima dată și sunt foarte mulțumită. Și acum o să presărăm semințe. Avem aici semințe de in, floarea soarelui, semințe de dovleac, semințe de susan. Eu acum le descoper. Da, o bogăție de... Arată foarte bine. De semințe. Mai adaugă? Arată foarte bine, nu. Eu zic că este suficient. Perfect. Și începem și rulăm din aproape în aproape și sigilăm la capăt și iar. Ce rost are sigilarea? Să nu se desfacă când o tai felii, să nu rămână aerată și să se... Să nu se desprindă. Să nu se desprindă. Da, pentru da. Că avem aici niște bunătăți pe care tot de la magazin le-am luat și atunci dacă felia rămâne bine închegată, da, vom putea să așezăm și să degustăm. La momentul potrivit, eu vă urmăresc îndeaproape pentru că vreau să, da, te rog. Să preiau mișcările la rândul meu. Și în tot acest timp, pentru că spuneam cât de frumos este să profităm, iată, de ceva pregătit în bucătărie pentru a povesti apoi la masă cu cei dragi, dar eu cred că putem să povestim și în timp ce gătim și aș vrea să vă întreb un lucru. Vă mai aduceți aminte de bucătăria de iarnă de la Icoana? A, da, cum să nu? Cu mare dragă, mi-aduc aminte. Nu? Satul Icoana e locul unde părintele a primit parohie. Acolo ne-am petrecut noi primii ani de căsnicie și vreau să spun că, cu mâna pe suflet și fără să exagerez, că au fost cei mai frumoși ani din viața noastră și Ana poate să confirme asta. Dar ce însemnau acele două cutii cu bunătăți ascunse în bucătăria de iarnă? Știu că într-una din ele se ascundeau plăcinte cu carne pe care Ana le cam urmărea. Da, da. Le căuta mereu să vadă dacă... Plăcinta cu carne era plăcinta obișnuită în casă. O făceam foarte des și de câte ori o făceam, chiar primeam musafiri din București, nu știu că veneau după miros, că îi chemam noi cu sufletul, nu pot să-mi dau seama. Cert este că de câte ori, sau mă rog, aproape de fiecare dată, când preparam plăcintă cu carne, venea acea familie întotdeauna, fără să se anunțe. Da. Înseamnă că o mâncare bună îi strânge pe oameni împreună. Da.
indiferent pe ce formă comunică. Da, esențial ca măcar o dată pe săptămână să gătim în casă, nu este foarte complicat. Cheia succesului este, de fapt, și pot să spun eu cu mâna pe inimă, că este dragostea și bucuria cu care le facem pentru cei dragi nouă. Și voiam să vă întreb, ce e diferit, iată, la o mâncare pregătită acasă și la o mâncare poate comandată de la restaurant? Acasă e făcută cu multă trudă, cu ingrediente poate 100% naturale. Cu rugăciune, cum e cu rugăciune, da, cu rugăciune. Asta în primul rând. Totdeauna lucrul tău să-l încep cu Dumnezeu. Ce frumos! Rugăciune în primul rând. Eu v-am ținut de vorbă, dar nu știu exact ce am făcut aici. Este cum foarte bine ce ai făcut. Sper că am sigilat bine. Și acum începem și le împletim ca să le punem în tavă. Uite așa. Este foarte simplu. Sigur nu sunt cozonaci ce am făcut noi aici? Nu. Este pâine împletită. Așa, și acum cum le așezăm? Ca să arate oarecum festiv. Să aducem tava aproape, pentru că e un moment frumos. Timpul petrecut împreună. Este un timp petrecut cu folos. O mai lăsăm să crească? Da, o lăsăm să crească, da. Da? Cât timp? Ideal ar fi vreo 30 de minute, 30-40 de minute. Ea ar trebui să crească în tavă, perfect, pentru că este și mult aluat. Acum a venit și momentul în care adăugăm sucul în ciorbă. Da. O fiert. Miroase foarte bine. Da. E o ciorbă concentrată, o ciorbă de roșii. O lăsăm să dea un clocot. Da. Și apoi o pregătim pentru servit. După indicațiile dumneavoastră, voi face ulei aromatizat? Cu puțin chimen, ajunge, nu mult. Ulei de măsline, o linguriță de chimen? Da, mai mult sau mai puțin, după preferințe. Bine așa? Da, perfect. Și îl lăsăm puțin așa? Foarte puțin. La căldură. Și îl punem deasupra și verdeață multă. Pregătim pâinea pentru cuptor. O ungem cu ulei. Nu este obligatoriu cu ulei, se poate unge și cu apă. Dar cât de frumos a crescut, cât trebuie să stea la cuptor? Cam 40 de minute, dar depinde de cuptor, aici e problema. Și cum fiecare își cunoaște cuptorul, o ține ori 40, ori ori. O invitație călduroasă, dragă pâine, poftim la cuptor. Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Un colac frumos ca și fața lui Hristos. Doamne ajută să crească, Doamne, și să-L mâncăm cu bucurie în suflet, cu bucurie, să ne fie hrană duhovnicească. Și vă mulțumim din suflet pentru trudă și cu pentru drag, că cu mult drag ați frământat lucruri care să ne hrănească sufletul în primul rând. Da, în primul rând. Asta am și urmărit, să ne hrănească duhovnicește înainte de toate. Întâlnirea noastră ne-a dat ocazia de a descoperi nu doar o rețetă delicioasă de pâine de casă, dar mai ales am aflat care sunt ingredientele ce aduc liniștea și tihna unei bucătării. O bucătărie în care se gătește cu mult drag pentru cei ce se adună în jurul mesei. Noi credem cu adevărat că mirosul de pâine proaspăt coaptă, pe care îl simțim acum în toată casa, poate fi un bun leac pentru a lăsa grijile deoparte și a ne aduce mai aproape unii de ceilalți. Astăzi am avut ajutoare de nădejde și nu mă puteam revanșa altfel față de Ana, cea care ne-a dus-o alături pe doamna Cristina, decât printr-o invitație la masă, așa că acum ne revedem în formula de început, mamă, fiică alături. Mie mi se pare chiar convenabil să fac recomandări de acest fel și să fiu răsplătită așa cu o masă bogată și extrem, extrem de arătoasă. Eu zic mai întâi să ne bucurăm de rezultat. Să începem și cu o felie de pâine, nu? Cât de pufoasă! Să alegeți voi pe cea care vă face cu ochiul. Pufoasă și trudită, dar și îndrăgită. Foarte bună. Și o dulceață. Mhm. Care n-are legătură cu zahărul. Nu, nu. Eu aș spune că parcă ți-a lină și sufletul. Și am așa o bucurie încă de când eram mică să mui un pic. Da, ai dreptate. Mai facem și noi asta. Pentru că suntem împreună la aceeași masă, nu pot să nu mă întreb cum arătau și mesele în familie. Noi am povestit cât timp am pregătit masa. Dar acum, Ana, vreau să te întreb și pe tine.
din ce îți aduce aminte. Poate, uite, știi cum e, când guști din nou un anumit preparat, te duce acolo, în copilărie. Ce pregătea mama, astfel încât și acum, la 30 de ani, să fie un bilet de călătorie înapoi în timp? Un fel de mâncare. Episodul meu preferat din copilărie, mama frământa tot felul de plăcinte, pâini, sărățele, plăcintă cu carne, brânzoaicele pe care le face așa într-o formă micuță și au o consistență foarte fragedă, brânză, sărată, foarte, foarte bune. Mama e extrem de atentă de fiecare dată la detalii și are așa o noblețe. Ce reușeați să creați această atmosferă de care spunea Ana? Cum o construiați în jurul mesei? Cu mult drag, în primul rând, și cu trudă, clar. Eram și eu la început de drum, Ana era micuță, dar îmi erau foarte dragi și Ana și părintele și încercam să fac pentru ei ca viața să fie frumoasă, așa cum a fost pentru mine în casa părinților mei. Cred că e un lucru de preluat și de dus mai departe. Iar tu l-ai însușit deja? Da, încerc. Încerc să le echilibrez așa. Atunci când fac ceva, mă gândesc cum ar face mama. E minunat că putem crește prin astfel de momente de suflet. Așa e. Sunt total de acord. Asta este misiunea noastră a mamelor. Să-i facem pe cei din jurul nostru, să-i facem fericiți și, de ce nu, cu o masă caldă, pregătită acasă. Știu că vă place să scrieți rânduri și v-ați gândit la anumite rânduri pentru întâlnirea noastră. În satul în care ne simțim liberi și nu ne temem de nimic, tradiția este la ea acasă, vorbele sunt drese cu sare, iar prispa bunicilor veghează de secole, ca veșnicia din noi să nu se risipească cu una cu două. În satul în care decorul este de poveste și bucatele alese sunt chipzuit orânduite în vase din lut. Simplitate sau bun gust, cumpătare sau echilibru, toate deopotrivă. Minunat. Sunt doar așa puține gânduri. Și sunt potrivite să le transmită mai departe celor care au ales să fie alături de noi astăzi. Da. Vă mulțumesc tare mult. Le mulțumesc și celor de acasă și, așa cum facem la fiecare întâlnire, căutăm să dăm mai departe bucuria de a cutreiera ulițele, de a vedea unde ne vor conduce ele și de a descoperi, așa cum a fost și astăzi, oameni cu povești, oameni care aduc bun și bine în viețile noastre. Sperăm să ne revedem, căci mai avem rețete de învățat și povești de depănat și de degustat. Vă îmbrățișăm cu drag, multă bucurie vă dorim. Iar la final, să ne amintim că în loc de a ne lăsa frământați de gânduri, mai bine ar fi să ne punem pe frământat un motiv de bucurie. Și cine știe, poate ne vom aminti că zilele noastre pot fi bune ca pâinea caldă.